Ce muca am avut. După ce am condus și eu autobuze, aștept și eu să mă duc și eu acasă. Sper că mai sunt câteva autobuze care se mă duc în circulație. Să aștept un autobuz de Railway Station, că... Nu. Nu știu dacă o să... Da. Pe că o să vină. Văd eu un autobuz care se bagă în circulație. Și fraților, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că am atins suma de 250 de abonați. Așa că haideți să vedem dacă putem ajungem la suma de 300 de abonați. Așa că vă rog frumos să vă abonați, să dați like acolo la videoclipul și revenim la videoclipul. Văd eu un autobuz acolo? Nu, dar vin două autobuze și nu... Ok. Ok, se pare că văd eu că vine un autobuz. Un autobuz mare! Văd că vine un autobuz lung. Un autobuz lung, scuze. Cred că o să vină pe partea aia, că nu vine pe partea aia, că... Ce? Nu cred că vine pe acolo, că acolo vin doar autobuze care vin de la Metro Station. Metro Station este stația de la ieșirea orașului. Iată că vine prin partea. Nu știu dacă merge la Railway Station, dar hai să vedem. Stimați călători, acest autobuz merge spre Railway Station. Ah, bine că merge de la Railway Station, că nu mai pot. Este... 9, e 7 și jumate, cred. Și eu trebuie să ajung. Că în câteva minute se va închide. Să stai să-mi găsești. Uite aici. Iată că sunt câțiva pasageri în autobuz. Sper că acela nu se strică, că altfel o să mor efectiv. Eu nu o să mai călătoresc cu autobuzele de-astea. Sper să am un curs bun. Și de ce merge atât de încet acum? Asta e că deja acum rapid. Didam din urmează stația City. Ba, se pare că au pus și un update, au pus și anunț. Da. Ce se întâmplă? Dar vezi un pic că... Da, se pare că are ceva probleme autobuzul, dar... Sper că o să am o bună cursă. Oh, domnule, așteptați cu negăbdare să ajungeți acasă? Tu
dacă este... este... 7 și... 20, la 9 fix se închide. Da, acum văd că se mai circulă puțin autobuze. Abia aștept să ajung la casă. Dom-din-din! Urmează stația TV Tower. Ce bine. Să călătorești cu un autobuz. Așa, e o călătorie mare. Cred că la următoarea stație n-au pus să anunț. Dar cred că au pus o altă stație, au numit-o alt cumva. Din-din-din, urmează stația, Lidl Midtown. Da, Lidl Midtown, asta. Aoleu. Bă, dar de ce, de ce merge atât de încet, efectiv? Doar că tot vă rugați să nu vă panicați sau totul acesta are ceva probleme la control, dar nu e nevoie să retragem autobuzul acum. Pentru că acest autobuz se va reîntoarce la depus și se va verifica. Va nu, se va retrage și se va verifica că a fost problema. Mă aspect, aole. Ai că o cosă bună mai este acum dacă e în sfârșit. Hai ca sa urmeze Riley Station. De ce au bagat acest autobuz în circulație? Acest autobuz n-are nicio logică. Urmează stația Riley Station. Sfârșit! Uite, și pe ce... Aoleu! Bă, a făcut și accident. Uite, este Victor. Și șoferul ce mai vorbește? Ce v-ați călătă o vară așa că mă gândi la autobus, autobus are ceva probleme și
și se va retrage la depozit. Aoleu, trebuie să merg iarăși pe jos. Aoleu. Nu vreau să mă merg pe jos. Da, acolo nu mai contează. Și ce felul ce mai face? Cum o să mai întoarcă? Mom, scutoci? Mamă, dar câte probleme mai sunt? Hai că se duce și autobusul. Dar uite cum mai vine un autobus. Poate oprește la mine. Păi, tu ce faci? Da, se pare că acesta merge în altă. Hai să plecă de aici. Să mergem pe jos. Stai și am plecat de așa de la zonă ce. Da, oricum nu mai e interes. Aoleu, accidentele astea, accidente, se întâmplă, accidente! A fost greșit acest. Nu te las, mai fă aici. Aici e casa mea. Și stăția aia. Suntem pe stăția. Și clădirea aia. Ca să dulce, ca să în sfârșit am ajuns. Mamă, mamă, cât a fost. Nu-ți mai că e. Așa. Hai să mă și un pic aici. Să mă mai călzesc un pic. Și dă, Doamne, să... Să mai repare cu autobuzul acela.